găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Efectele terapiilor specifice medicinei energoinformaționale în bolile de toamnă. Cum influențează fumatul implantul dentar și necesitatea intervenției dentistului atunci când apar primele semne ale bolii parodontale? În rubrica La Dentist cu Dr. Leahu. Poveștile oamenilor care au luptat cu cancerul de limfă și l-au învins în ultima parte a reportajului realizat în tabăra de la Dâmbul Mori. A venit toamna cu toată cohorta de simptome specifice bolilor de sezon, dar și cu semnele caracteristice acutizării bolilor cronice. Nu e de mirare că medicii consultă pe bandă rulantă, numărul internărilor în spital crește, iar volumul de vânzări în farmacii se triplează. Pentru suferinzii care s-au săturat să ia pastile cu pumnul și să stea pe la ușile medicilor sau prin spitale, medicina energoinformațională aplică terapii fără efecte adverse și fără contraindicații, care ajută organismul să reintre în mod natural în bioritm. Cu detalii, terapeutul Florica Muntean. A început sezonul de toamnă și, într-adevăr, deja ne confruntăm cu problemele toamnei în domeniul medicinei complementare, în care acționăm biorezonanța Bicom Optima. Desigur că este o disciplină a medicinei complementare care, într-adevăr, ne poate ajuta foarte mult, fără să agasăm organismul, care, în general, persoanele care ne calcă pragul sunt persoane cu probleme cronice, foarte rar avem cazuri acute. Sunt persoane care iau foarte multe medicamente, persoane care caută o alternativă și biorezonanța Bicom Optima s-a dovedit că este într-adevăr o alternativă a medicinii complementare. Încep gastritele, persoane cu, aici găsim un dezechilibru destul de mare în secreția stomacală, secreția acidă. Avem persoanele, l-am observat la foarte multe persoane legate de gastrite, o neuroză stomacală de asemenea și în același timp depresii. Legate chiar gastritele le putem lega în ultimul timp destul de des cu depresii. Persoanele care au fost la noi și în anii trecuți la terapii pentru depresii, de exemplu, ei vin pentru că știu că se apropie sezonul și se pregătesc, iar persoanele care vin pentru prima dată ne și spun de la început că în fiecare sezon al toamnei, când se apropie sezonul, lipsa soarelui, știm toți, vitamina D, greșit numită vitamina D, pentru că este de fapt un hormon steroid, duce la aceste probleme de sănătate. Toamna se acutizează problemele cardiovasculare, sistemul imunitar strigă după ajutor, dar se face simțit și chinul afecțiunilor reumatice. Quantumul energetic la care este supus pacientul în prima fază oferă un set complet de rezultate privind starea de sănătate, de la nivelul de vitamine și minerale, la concentrația de metale grele sau nivelul de oxigenare a creierului. Diagnosticarea scoate la iveală și afecțiuni sau dezechilibre din organism despre care omul nu are habar. Blocajele energetice, dereglările tiroidiene, și asta deja apar foarte mult, fiind lăcașul sufletului, tiroida este lăcașul sufletului, personalitatea noastră, zilele mai scurte, întunericul, foarte des ne confruntăm cu problemele astea și să nu uităm tot ce legat de sinuzite, bronșite, tusă, sunt la ordinea zilei, iar pacienții sunt extrem de mulțumiți pentru, și pot folosi acest cuvânt extrem, pentru că, într-adevăr, avem rezultate deosebite. Terapiile prin biorezonanță se adresează atât adulților cât și copiilor. Cu atât mai mult acum, când proaspăt reveniți în colectivitate, copiii au nevoie de metode, remedii și terapii de susținere a sistemului imunitar și, în general, de întărire care să acționeze cu blândețe asupra organismului. În terapiile prin biorezonanță, o mare importanță se acordă detoxifierii organismului. În fiecare terapie se intre și detoxifierea. Limfa o găsim foarte destocată. Numai astăzi cred că am avut cel puțin 6 sau 7 persoane până la ora actuală cu picioare umflate, cu retenție hidrică. Eu repet mereu, limfa are un rol extrem de mare în terapiile noastre și în rezultatele pe care le obținem, pentru că limfa nu numai că este canalul de toxine al corpului, limfa ajută, dacă vrem așa,
așa fiecare organ în parte, inclusiv gândirea o putem pune aici, limfa influențează pozitiv organul respectiv, pentru că prin presarea respectivă camerală a limfei, acestui lichid viscos albicios, eliberăm camera de toxine a fiecărui organ în parte, dând posibilitatea organului să se reechilibreze. În anumite afecțiuni, în terapii se combină și reflexoterapie, drenaj limfatic, dar și casca pentru ionizare. Noi combinăm, mai ales acolo unde avem sinuzite, tuse, mereu terapia cu casca cu ioni negativi. Deci casca emite ionii negativi, corpul nostru având marea parte pe cei pozitivi, și se produc reacțiile metabolice în organism mult mai rapid și mai bine. Chiar și pe depresii folosim această cască cu ion negativ, vine din dermionologie. În domeniul biorezonanței magnetice, în funcție de rezultatele diagnosticării energetice, pacientul beneficiază de terapii personalizate. Asta înseamnă că, în terapie, aparatul prelucrează informația energetică pe care o primește de la pacient și o redă corpului conform capacității fiecăruia, astfel încât organismul să fie readus în bioritmul din care a ieșit. Terapiile cu aparatură de ultimă generație, Bicom Optima, sunt aplicate în Centrul German de Biorezonanță Dermavital din București, singurul acreditat și coordonat în România de către Institutul RegUMed din München, iar medicii terapeuți sunt specializați în Germania. Fiind conectați la acest institut, sigur că ni se solicită să fim prezenți la informările pe care se fac în domeniul medicinii complementare pe biorezonanța Bicom Optima, și ni s-a atras atenția că virgulă, dacă trebuie, foarte puțin discutăm despre, spunem tot timpul, biorezonanța Bicom Optima aparține de medicina complementară, în loc să spunem noi practicăm o medicină conform vieții. În general, pacienții fumători care își doresc un implant dentar nu înțeleg de ce trebuie să renunțe la țigară. Amânarea prezentării la dentist atunci când apar primele semne ale bolii parodontale nu stopează în niciun caz boala, ci o agravează, iar costurile pot fi semnificative. De ce este necesar să renunțați la fumat dacă vreți implant dentar? Și cum să evitați agravarea bolii parodontale, în rubrica La dentist cu dr. Leahu. Bun găsit! Faptul că fumatul afectează sănătatea nu este un lucru nou. Mulți pacienți care își doresc un implant dentar nu înțeleg de ce trebuie să renunțe la fumat. În cazul unor intervenții medicale în cavitatea bucală, procesele de vindecare sunt mai lente din cauza acțiunii toxice a fumului de țigară, iar riscul apariției complicațiilor este mult mai mare. Când vine vorba de fumat, trebuie să înțelegem un lucru, că acel fum din țigară ajunge prima dată în contact cu mucoasa orală. Deci ajunge prima dată în contact cu dinții și cu gingiile. Și apoi face rău în continuare pe tot traseul pulmonar. Trebuie ca pacienții să înțeleagă că ce am observat noi clinic este că avem, cred că, cam 400-450 de cazuri în care a trebuit să reconstruim întreaga dantură folosind implanturi dentare. Din acești pacienți, cam 90% dintre ei au obișnuit să fumeze pe diverse perioade. Avem pacienți care au fumat 10 ani și au rămas fără dinți, avem pacienți care au fumat 30 de ani și au rămas fără dinți. Avem pacienți pe diverse intervale în funcție de cât de mult i-a ajutat și fondul genetic. Adică sunt pacienți care fumează și rămân fără dinți într-un timp mai scurt sau într-un timp mai lung. Dar este un lucru clar, general, valabil. Dacă vrem să rămânem cu dinți în gură și să fim... Adică vorbim de lucrul cel mai simplu pe care îl poate vedea pacientul direct și care nu spune în pericol viața. Este pierderea dinților și respirația urât-mirositoare. În momentul în care vine un pacient de genul acesta care este fumător în reit și a rămas fără dinți, trebuie să ne punem problema felul următor. Ok, obiceiurile pe care le-a avut până în momentul în care ajunge la consultație l-au adus în situația să rămână fără dinți. Trebuie să înțelegem că dacă vrem o schimbare, adică vrem niște dinți noi, trebuie să facem și o schimbare de comportament. Și acesta este primul lucru, lăsatul de fumat.
Pentru că în momentul în care vrem să intervenim chirurgical la pacienți de genul acesta, avem de-a face cu o gingie care nu mai este normală, pentru că ea din cauza fumului de țigară și din cauza nicotinei mai ales din fumul de țigară, nu se mai vascularizează suficient, adică mai permanește, nu ajunge suficient sânge care să hrănească acea gingie. Și în momentul în care îndepărtăm dinți sau facem o incizie, tăiem gingia și expunem osul ca să putem să punem implanturile, să refacem osul, deja acea gingie este cu o vascularizație compromisă, adică prin simpla intervenție, deja acolo este o situație unde trebuie să se vindece. În momentul în care pacientul continuă să fumeze, riscul cel mai mare este efectiv ca gingia să nu se vindece la loc. Adică efectiv marginile libere ale gingiei tăiate nu se mai lipesc și rămâne gingia deschisă. Și în loc să se vindece într-o săptămână, două, să fie deja gingia închisă, durează o lună de zile, poate două luni de zile. Timp în care tot ce am pus noi acolo sub gingie este la un risc maxim pentru infecție, pentru că în cavitatea orală avem foarte multe bacterii, avem și mâncare care intră pe acolo. Deci este o rețetă pentru dezastru dacă combinăm țigările, mai ales pacienții care fumează cam un pachet de țigări pe zi, cu orice fel de intervenție chirurgicală. Așadar, fumatul imediat după intervenția de inserare a implantului scade ritmul de vindecare și crește riscul apariției infecției, ce duce implicit la pierderea implantului. De cealaltă parte, persoanele care au renunțat la fumat înainte de tratamentul cu implant dentar au avut aceeași rată de succes ca nefumătorii. De preferat, persoanele care vor un tratament cu implant dentar reușit trebuie să renunțe la fumat cu cel puțin 4 săptămâni înainte de procedură și cu până la 12 săptămâni imediat după. Tu ce alegi? Un obicei nesănătos sau un zâmbet frumos și sănătos? Nu este un secret pentru nimeni că peste 50% dintre români suferă de boala parodontală în diferite forme de evoluție. Din cel mai recent studiu realizat pe un eșantion de 8.000 de pacienți, reiese că doar pentru 0,5% s-a mai putut interveni cu tratament parodontal conservator, foarte mulți dintre ei având nevoie de reabilitarea întregii danturi. Motivul? Ignorarea primelor simptome ale bolii. Aproape 250 de persoane au avut nevoie de reabilitarea întregii danturi prin fasting fixed, deoarece niciunul din aceste cazuri nu s-a mai putut face nimic pentru păstrarea dinților naturali. De asemenea, au fost inserate peste 550 de implanturi, care înseamnă reabilitarea peste 1000 de dinți lipsă. În cazul pacienților cu forme grave de boală parodontală, incidența a început să fie mai mare la categoria de vârstă 46-55 de ani, aproximativ 28% conform studiului. Nici tinerii între 36 și 45 de ani nu stau mai bine, diferența fiind de doar 1% în minus. 22% dintre românii care au ajuns la medicul dentist și au fost diagnosticați cu forme grave de boală parodontală au vârste cuprinse între 56 și 61 de ani. La categoria 26-35 de ani stăm un pic mai bine, doar 18% au această afecțiune. Deși ocupă ultimul loc cu 4%, tinerii între 19 și 25 de ani suferă de forme ușoare, precum gingivitele și parodontitele superficiale, care însă, netratate la timp, se pot transforma în parodontite profunde, care conduc în cele din urmă la pierderea dinților. Din totalul de pacienți supuși studiului, peste 60% sunt femei, un motiv al debutului acestei boli fiind instalarea menopauzei și medicația aferentă. Din fericire, tehnologia cu laser reprezintă o soluție modernă de realizarea tratamentelor în cazul bolii parodontale. Energia laserului înlătură microbii și țesuturile alterate, stimulează vindecarea, reduce suferința postoperatorie și necesitatea de administrare a antibioticelor. Tratamentul cu laser poate completa terapia în boala parodontală clasică în etapele inițiale și reprezintă o alternativă de succes în etapele chirurgicale și de biostimulare. După tratament, pacientul trebuie să se prezinte la medic în aproximativ 6-8 săptămâni pentru a evalua rezultatele. Boala parodontală este o afecțiune care trebuie ținută sub control. Nu lăsa boala parodontală să-ți dicteze când să zâmbești. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Vă aștept și săptămâna viitoare cu noi subiecte. Și nu uitați! În spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun.
Poveștile oamenilor care au luptat cu cancerul de limfă și l-au învins în ultima parte a reportajului realizat în tabăra de la Dâmbul Mori. Imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Poveștile oamenilor care au luptat cu cancerul de limfă și l-au învins în ultima parte a reportajului realizat în tabăra de la Dâmbul Mori. Ce contează în lupta cu boala? De unde vine speranța? Cum poate fi învinsă boala? Medicul hematolog Radu Niculescu și pacienții săi. Acum! Acești 10 ani au trecut, parcă ieri au fost. Eu, fizic, nu i-am simțit. Am simțit în primul an atunci când am avut sechele după tratament, ulterior am recuperat și nu le-am simțit în ultimii 9 ani. Dar este cert un singur lucru, acești oameni trebuie să aibă un singur gând. Să fie pozitiv. E un cuvânt pe care nimeni nu îl înțelege, cum n-am înțeles nici noi în urmă cu 30 de ani ce înseamnă să ai stres. A fi pozitiv înseamnă a te gândi că treci peste boală, că obstacolul ăsta îl sari. Dacă ai acest mental bun, puternic, poți să treci peste toate. Dar, repet, sprijinul familiei, exact întrebarea pe care mi-a spus-o, este unul esențial, dacă nu al familiei, al prietenilor, al colegilor de muncă. Sigur, când treci printr-un astfel de moment, din perioadă dificilă a vieții, începi să reevaluezi, dacă reușești într-adevăr să treci peste primele momente critice, să reevaluezi și relația ta cu tine însuți, relația ta cu ceilalți oameni și mai ales relația ta cu Dumnezeu. Într-adevăr, contează. Aș putea spune că această boală, mai mult decât mi-a făcut un rău, m-a ajutat să reînțeleg lumea în care trăiesc și să mă readaptez la alte realități, practic. Am încercat să văd viața puțin altfel. Schimbă foarte mult percepția asupra lucrurilor importante din viață. Ne-am dat seama că sănătatea este mai importantă decât activitatea profesională, nu știu, poate încercăm să găsim mai mult timp pentru noi. Sunt lucruri importante de făcut înaintea banilor sau a carierei profesionale. Întotdeauna împreună învingem boala. Important în viața asta este să fii om. Să ai bunătate, să oferi iubire, să oferi dragoste, chiar dacă cei din jurul tău uneori nu sunt pe aceeași lungime de undă cu tine. Este foarte important să oferi ceea ce ei nu pot oferi. Să aibă încredere în medic, să aibă încredere în medicină. Împărtășirea informațiilor, accesul la noutăți, cunoașterea experiențelor profesionale sunt condiții esențiale în medicină, indiferent de specialitate. O idee care vine în întâmpinarea acestor nevoi a fost pusă în practică de Societatea Română de Hematologie. În această vară a fost organizată a patra ediție a școlii de vară pentru medicii rezidenți în hematologie, cu participanți din 8 țări balcanice și din Republica Moldova. Ediție coordonată de doctorul Radu Niculescu, secretar al Societății Române de Hematologie. Această idee mi-a venit între ghilimele plagiind și alte discipline care fac acest curs de vară și mi-am dat seama că există disponibilitate atât din partea rezidenților, cât și mai ales din partea lectorilor. Ce a atras la ediția asta? În primul rând, noutatea. Erau foarte dornici să cunoască România, să cunoască hematologii din România și probabil și noutăți de hematologie. Cam asta ar fi ordinea, zic eu.
Medicii hematologi din România, Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Turcia s-au unit în urmă cu mai bine de un deceniu pentru un scop comun. În urmă cu 12 ani am pus bazele unei societăți balcanice de hematologie. Și pot să vă spun cum de s-a întâmplat acest lucru. La o conferință europeană de hematologie de la Viena, instinctiv ne-am așezat la aceeași masă cei din țările balcanice, fără să ne cunoaștem. Și atunci ne-am dat seama că există ceva, un fir care ne leagă fără a avea alte interese. În fiecare an se organizează Ziua Balcanică în cadrul conferințelor naționale din țările respective. Anul acesta va fi la Atena, anul trecut a fost la Istanbul și România a avut a fost de două ori gazda acestei manifestări. Printre temele dezbătute în cadrul școlii de vară au fost și imunoterapia în tratarea cancerului, un tratament modern și mai puțin nociv decât cele standard, și leucemia acută limfoblastică, cea mai frecventă formă de leucemie la copii. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul n24plus.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!